Dragi miri, iubită biserică a Domnului Iisus Hristos, suntem împreună la sărbătoare și inima noastră este plină de bucurie, pentru că în lumea noastră se nasc copii, se fac mari, se căsătoresc și familii noi trăiesc în continuare pentru gloria Domnului. Dragii mei, am în această dimineață cuvântul Domnului pentru voi. Pentru voi și pentru toată biserica Domnului care este aici. Așa că, în această împrejurare în care ați fost foarte stresați cu organizarea tuturor lucrurilor și probabil ați dormit puțin, vă cer să vă concentrați pentru câteva clipe. Este nunta voastră, este singura voastră nuntă. Niciodată nu veți mai fi ca astăzi, doar astăzi și atât. De aceea trebuie să luați din ziua de astăzi tot ce este mai frumos și mai bun. Lăsați inima voastră să fie încântată și plină de bucurie, pentru că astăzi este nunta voastră, n-a mai fost și nu va mai fi. Astăzi este ziua voastră, este ziua bucuriei voastre. Fiecare zi a fost frumoasă până acum și va fi de astăzi înainte, însă frumusețea acestei zile este unică. Și vestimentația voastră, și noi pe lângă voi, și tot ce se întâmplă, este pentru ca voi să fiți binecuvântați. De aceea nu fiți stresați, fiți liberi. Pentru că Iisus Hristos este aici să vă binecuvinteze și să facă începutul căsniciei voastre un miracol care se va repeta în fiecare zi. Am ales în această dimineață să spun cuvântul Domnului și pe care să-l numesc fiți siguri. De ce fiți siguri? Eu știu că dumneavoastră toți, părinți, rude și mai ales ei, v-ați străduit foarte mult să pregătiți această sărbătoare și să fie ireproșabilă. Însă tot ce fac oamenii poartă amprenta slăbiciunii umane. Nu merge un televizor, nu vine un cântăreț, nu se potrivește ceva și niciodată în lumea aceasta nu poți fi absolut sigur de ceea ce faci. Noi vrem să fim siguri, vrem să fim în control, însă nu întotdeauna putem fi siguri. Și dorim să fim siguri pentru că nesiguranța ne obosește, nesiguranța ne stresează, nesiguranța ne fură liniștea și somnul. De aceea noi vrem să fim siguri. Însă trăim pe un pământ unde nu putem fi siguri. Sunt însă, în lumea noastră, în orizontul nostru uman, lucruri de care putem fi siguri. Petru și Ana Maria, puteți fi siguri de ceva. De ce anume? Observăm din cuvântul Domnului că, în primul rând, începând de astăzi înainte și în fiecare zi a vieții voastre, voi trebuie să fiți siguri de prezența lui Iisus Hristos în viața voastră și în căsnicia voastră. Cuvântul Domnului spune, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus Hristos. El a fost acolo, n-a lipsit, n-a găsit altceva mai bun de făcut, pentru că el a știut că este nevoie de el acolo. El știe că este nevoie de el aici, la noapte, mâine și în fiecare zi a vieții voastre. Voi trebuie să fiți siguri, pe Iisus nu-l va împiedica nimeni niciodată să fie cu voi. Va fi cu voi în fiecare zi. Părinții nu vor mai fi cu voi. Și au făcut slujba până astăzi. De astăzi înainte voi veți avea o casa voastră. Veți trece totul pe numele vostru. Vă veți plăti singur morghiciu, bilurile. Și veți fi responsabil de căsnicia voastră. Ați devenit adulți, ați devenit o familie cu o identitate separată. De astăzi înainte voi fiți singuri. Dar Iisus Hristos va fi mereu cu voi. Mulți dintre oamenii care au fost cu voi până astăzi, frați, surori, că veniți din familii numeroase, nu vor mai fi cu voi. Tu vei fi cu ea și ea cu tine, dar cu amândoi va fi Iisus Hristos. Amin. Vă rog, lăsați-mă să vă spun, fiți siguri că Iisus Hristos va fi cu voi. Amin. Nimeni nu-L va împiedica pe El să fie cu voi mereu. Să fie cu voi în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare clipă. Iisus Hristos nu o să vă părăsească niciodată. El va fi acolo cu voi mereu. Eu văd că voi ați organizat o nuntă frumoasă, ați făcut multe cheltuieli. Din respect pentru nunta voastră, din respect pentru noi, pentru Biserica Domnului, ați organizat totul frumos. Vă felicităm pentru asta. Însă ascultați-mă, la nuntă, peste toate organizările, peste toți cântăreții, recitatorii, cameramanii, păstorii, dar absolut peste toate florile, deasupra lor, deasupra tuturor, a fost chemat Iisus Hristos. Și El a onorat invitația aceea. Și dintr-o dată toate florile au pălit și n-au mai avut culoare și miros. Și toți predicatorii și toți cântăreții au intrat în umbră. Și singura persoană care sclipea și care avea valoare
și care umplea locul acela cu prezența ei. Era regele, era Domnul, era Emanuel Iisus Hristos. El a fost atunci la nunta acelora, el este astăzi la nunta lor și va rămâne în fiecare zi în căsnicia voastră. Lăsați-mă să vă asigur că el va fi mereu cu voi. Fiți siguri de asta. Să nu vă îndoiți niciodată, indiferent prin ce veți trece, ce veți simți, să fiți siguri că Iisus Hristos este cu voi. Dacă El va fi cu voi, El va avea întotdeauna soluții pentru voi. În al doilea rând, fiți siguri că El are soluții pentru voi. Observați versetul 3. Când s-a isprăvit vinul, când s-a terminat vinul, când au ajuns în criză, când s-au îmbolnăvit, când n-au mai avut, când au ajuns la limită, când nimic din lumea umană n-a mai fost suficient pentru ei, când nicio resursă nu a mai fost resursă, când nicio soluție nu mai a fost soluție, dintr-o dată au ajuns la limită, la Iisus Hristos. Și El nu a ridicat din numeri ca ceilalți, El a avut o soluție pentru ei și a spus, umpleți vasele acelea cu apă. Iisuse, dar de ce avem noi nevoie de vase pline cu apă? Nu pune întrebări, ascultă. Nu pune întrebări, ascultă. Fă ce ți-am spus. Chiar dacă n-are logică ce-ți spun, fă ce ți-am spus. Chiar dacă tu nu vezi înțelesul, fă ce ți-am spus. În al doilea rând, vă rog să țineți minte, Iisus Hristos are soluții pentru voi, să fiți siguri. Căsnicia voastră va fi presărată ca și a mea, ca și a părinților voștri, ca și a acestor robi ai Domnului, ca și a tuturor oamenilor care s-au căsătorit cu momente de bucurie și cu momente de altfel. În momentele acelea de crize, de durere, de boală, de necaz, de neînțelegere, să știți că veți ajunge la limită și nimic din ce sunteți și aveți nu o să mai fie suficient. Unul singur mai poate veni acolo să vă ofere soluția. Să fiți siguri că va veni. Să fiți siguri că va veni. Nu va întârzia nici măcar o singură secundă. Oamenii întârzie. Iisus Hristos nu o să întârzie niciodată. Va fi acolo, alături de voi, în casa voastră, în viața voastră și va avea soluția pentru voi. Va avea soluția care o să vă scoată din nou, pentru că El se angajează astăzi să ia familia voastră în mâna Lui și să o poarte prin furtunile acestei vieți și să o ducă până la capăt. Și când va ajunge la liman, pe mal, o va pune pentru bucuria veșnică. Să fiți siguri de asta. Să nu permiteți nimănui să semene în inima voastră incertitudinea. Într-o lume nesigură, într-o lume provocată de schimbări, într-o lume unde toate valorile devin vechi și sunt înlocuite cu altele noi, voi să fiți siguri că Iisus Hristos are resurse, are soluții pentru voi. Dacă sunteți aici, oameni care ați obosit pe drumul căsniciei, dacă v-ați pierdut respectul pentru partenerul de viață și îl tratați cu nervi, cu răutate, cu o dreptate prea mare și cu exigență, în această dimineață vă cer, în numele lui Iisus Hristos, întoarceți-vă la o căsnicie plină de iubire, plină de respect, plină de înțelegere. Este singurul loc unde puteți fi fericit. Fiecare om este în căutarea unui alt om care să-l iubească așa cum este. Ei nu-și văd defectele acum, de aceea sunt fericiți. Când și ei vor începe să-și vadă defectele, pentru că dați-mi voie să-i demasc, și ei au defecte, chiar dacă sunt frumoși astăzi și sunt miri, atunci și ei, ca și noi, vor fi tentați să nu se mai iubească așa de mult. Însă astăzi ei nu-și văd defectele, ei își văd doar calitățile. De aceea zâmbesc și de aceea se iubesc. Noi toți, care am trecut de 5, de 10 ani, de 20 de ani de căsnicie, am uitat că femeia care stă lângă noi are și calități. Că bărbatul care stă lângă noi are și calități. Și îi privim numai defectele. Îi privim numai slăbiciunile și asta nu-i cinstit. Și tu ai defecte. Privește calitățile soției tale. Are suficiente. Chiar dacă s-a îngrășat, chiar dacă au trecut ani, chiar dacă a dat naștere la mulți copii și nu mai arată așa, a rămas femeia căreia i-ai jurat că o vei iubi mereu. A rămas bărbatul căruia i-ai jurat că îl vei iubi mereu. Ține-te de cuvânt. Trebuie să ai demnitatea unui om al lui Dumnezeu care să te ții de cuvânt. Iubește-o mereu așa cum este. Iubește-l mereu așa cum este. Și reveniți la frumusețea acestor doi. Priviți mâinile lor care se țin. De ce nu se mai țin și ale noastre? Priviți inimile lor înconjurate de jarul și de focul pasiunii. De ce și a noastră nu mai este așa? De ce anii au furat tot ce a fost frumos odată?
Priviți-i pe ei ca pe o fotografie pe care Hristos ne-o prezintă să ne arate falimentul nostru, să ne arate dezamăgirea noastră, să ne arate eșecurile noastre. Și lăsați-vă ambiționați de Duhul Sfânt să reveniți la frumusețea unei căsnicii unde există respect, acceptare, iubire, dar iubire adevărată, și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al treilea rând, vreau să știți și să fiți siguri că Iisus Hristos pune condiții. Foarte mulți oameni au impresia că Dumnezeu binecuvintează și nu pune nicio condiție. El oferă totul, dar în același timp nu cere nimic în schimb. Fals! Iisus Hristos pune condiții. Iisus Hristos pune condiții. El nu te binecuvintează pentru că împlinești condițiile, dar El pune condiții. A mers la cei care organizau nunta și a spus: vă pun condiții, umpleți vasele cu apă, până sus, imediat. Și a așteptat să vadă dacă condiția lui este împlinită prin ascultare. Și când ei au împlinit condiția și au umplut vasele până sus, dintr-o dată apa din vase, prin puterea lui neînțeleasă de noi, a devenit vin. Cine poate să explice miracolul provocat de puterea lui Dumnezeu? Nimeni. Ce logică poate să explice schimbarea compoziției chimice diferită de la apă la vin? Nimeni. Ce laborator poate să facă asta? Niciunul. Dar acolo era unul mai frumos decât florile, mai mare decât predicatorii, mai minunat decât cântăreții. Era regele. Era Iisus Hristos, era Emanuel, era Dumnezeu adevărat, era Mântuitorul oamenilor. El este astăzi la nunta voastră. Fiți siguri că va fi cu voi mereu. Fiți siguri că vă va pune la dispoziție soluții pentru căsnicia voastră. Și din crizele vieții o să vă ridice cu braț puternic. Însă, fiți siguri, El o să vă pună condiții. Să vă rugați. Vă dau un sfat, este momentul potrivit. Mâine de dimineață când vă veți trezi, să-i spui, iar dacă el uită să-i spui tu: uite, haide să ne obișnuim de fiecare dată când ne ridicăm din pat, înainte de a face orice altceva, să ne rugăm. Să vă țineți de mână și să spuneți așa: Doamne, îți mulțumesc că ea este lângă mine și eu lângă ea. Îți mulțumesc că ai umplut casa aceasta de frumusețea pe care o avem și de minunea pe care nu o merităm. În fiecare dimineață o să ne aducem aminte de dragostea ta. Nu o să o uităm niciodată. Și întotdeauna o să-ți spunem: mulțumim că avem ce nu merităm, că suntem ce nu merităm. Și când vine seara, să repetați asta. Este o condiție să o faceți. Să citiți Biblia în fiecare dimineață. Puțin, dar să o citiți. Și seara înainte să vă culcați. Puțin, dar să citiți. Și o dată pe săptămână să vă luați o zi în care nu mâncați și nu beți, ci postiți. Relația voastră, copiii pe care o să-i aveți, relația cu părinții, biserica, geabul vostru, societatea, viața voastră, va depinde de aceste lucruri. Sunt condiții și rămâne la latitudinea voastră dacă voi le veți face sau nu. Dar să țineți minte, fiți siguri că Iisus Hristos pune condiții. Fiți siguri că Iisus Hristos pune condiții. În al patrulea rând, trebuie să fiți siguri că totul se termină în viață. Crede-mă că astăzi tu ești cea mai frumoasă de aici, să mă ierte toate celelalte doamne și domnișoare. Dar într-o zi totul se va termina. Tu ești mire astăzi, dar într-o zi totul se va termina. Voi sunteți astăzi frumoși și sănătoși, tineri, dar într-o zi totul se va termina. Voi sunteți astăzi în viață, dar într-o zi totul se va termina. Trăim într-o lume care se schimbă și tot ce începe se termină. Vreau să știți astăzi, în ziua bucuriei voastre, că totul se termină în viață. Dragi prieteni, frați și surori, stimați oaspeți, totul se termină în viață. Și frumusețea, și tinerețea, și banii, și totul se termină în viață. De aceea, bucurați-vă de ce vă dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vă dă bani, câștigați cinstiți, bucurați-vă de ei. Dacă Dumnezeu vă dă soți și soții, copii și familii, privilegii și oportunități, bucurați-vă de ele. Nu faceți pe modești, bucurați-vă de ele. Gustați din plin harul lui Dumnezeu. Dar când o să treceți prin valea umbrei morții, prin necazuri, și nu o să mai fie soare, ci doar ploaie și furtună și valuri, bucurați-vă și atunci, pentru că toate compun ceea ce noi numim viața. Ea este frumoasă așa cum Dumnezeu o organizează pentru noi.
Pentru că prin modul în care El o organizează, ne educă, ne disciplinează, ne crește și ne pregătește pentru cer. Dacă pierdem examenele de pe pământ, nu vom fi la serbarea de atunci. Dar dacă luăm examenele de pe pământ, vom fi acolo cu El. Vreau să știți că totul se termină în viață. Așa că iubiți-vă, că nu aveți mult timp la dispoziție. Cel mult 100 de ani. M-ați auzit? Și 100 de ani trec repede. Vă rog să mă credeți că trec repede. Aduceți-vă aminte, nu-i așa că ca ieri erați mici și uite acum, dintr-o dată v-ați făcut mari. Voi doi, familiști, v-ați făcut mari. Viața trece, anii se duc, nu-i timp de pierdut să vă iubiți, să vă iertați și să nu spuneți nimănui problemele voastre. Dacă ea are defecte, să nu-i spui nici tatălui tău, nici mamei tale. Să nu spui nimănui, să-i spui doar lui Dumnezeu. Să nu o trădezi niciodată, să nu povestești niciodată, să povestești frumusețea ei, calitățile ei, mâncarea ei dacă o face bună, iar dacă nu o face bună, să o aștepți, că în 10 ani o să învețe și o să o facă bună. Până atunci să nu spui la nimeni. Un lucru este clar, totul se termină în viață. Totul se termină în viață. Și frumosul și urâtul. De aceea, bucurați-vă de ce vă dă Dumnezeu. Și pregătiți-vă pentru clipa în care totul se va termina și va începe din nou, dar fără sfârșit. Acolo nu se va mai sfârși. Însă până acolo se sfârșesc toate. Lăsați-le să se sfârșească. Și până se sfârșesc, bucurați-vă de ele. Viața este un șir de începuturi și de sfârșituri. Chiar dacă voi astăzi începeți o viață nouă, voi sfârșiți o viață de singurătate. În timp ce voi începeți ceva, voi sfârșiți ceva. De aceea, lăsați-mă să vă spun despre trei lucruri care se sfârșesc astăzi. Multe lucruri se sfârșesc, dar eu vă spun despre trei. În primul rând, se sfârșește cu singurătatea. Vă aduceți aminte de Adam? A fost singur. A însoțit toate animalele pământului, frumoase, și le-a pus nume. A avut capacitatea de la Dumnezeu să le numească. Dar pentru el nu s-a găsit nimic să fie potrivit. Și umbla singur printre păuni, printre lei și gazele, printre zebre și elefanți, printre tot felul de vietăți. Dar pentru el n-a fost nimic potrivit. Și într-o zi Dumnezeu a observat tristețea lui și a spus, nu-i bine, nu-i bine. L-a adormit și în timp ce el dormea nepăsător, Dumnezeu lucra. Și când s-a trezit, dintr-o dată lângă el era cineva pe care o căuta de multă vreme. În clipa aceea, singurătatea lui s-a încheiat. Și de atunci încolo n-a mai fost niciodată singur. Ascultă-mă bine, tu ai fost destul singur până astăzi și tu la fel. Ați avut părinți, ați venit din familii numeroase, dar au fost momente în viața voastră când v-ați simțit singuri și singurătatea doare mai tare decât orice. Singurătatea aceea doare. De astăzi înainte, tu nu mai ai voie să fii singur. Ea trebuie să facă parte din viața ta. Uite ce-ți spune cuvântul Domnului. Lasă pe mama și lasă pe tata să mă iertați, dar e nevoie. Lasă pe mama și lasă pe tata, lasă-i. Și deslipindu-te de ei, lipește-te de ea și rămâi lipit de ea. Și amândoi mergeți în fiecare zi până la capăt. Tu nu mai trebuie să fii singur. Tu nu mai trebuie să fii singură. Lasă-o pe mama, lasă-o pe tata. Dacă ai secrete, te rog frumos de astăzi înainte să schimbi destinația, poșta. El trebuie să știe secretele tale. Ea trebuie să știe secretele tale. Asta nu înseamnă că voi trebuie să vă părăsiți părinții, nu. Să-i cinstiți, să-i iubiți, să-i respectați, să le duceți flori, să-i telefonați, să-i ajutați cât puteți. Însă să țineți minte, de astăzi înainte, voi v-ați dezlipit de totul și v-ați unit amândoi în împărăția căsniciei, unde rege este Iisus Hristos. Tu ai responsabilități de soț și tu de soție. Responsabilitățile tale de soț nu te fac superior ei, ci diferit. Responsabilitățile tale de soție nu te fac inferioară lui, ci diferită. Responsabilitățile voastre nu este una superioară și alta inferioară, ci sunt doar diferite. Înțelegeți-vă responsabilitățile și iubiți-vă. Însă un lucru e clar, voi nu mai sunteți singuri. Să vă țineți mereu de mână, ori de câte ori vă văd, să vă țineți de mână. Pentru că voi ați devenit una astăzi în numele lui Iisus Hristos, prin dorința voastră liber consimțită și prin dragostea voastră pusă în inimă de Dumnezeu. În al doilea rând, aduceți-vă aminte că la Adam s-a sfârșit somnul. A dormit omul o vreme, dar s-a trezit până la urmă.
Și după ce s-a trezit, a fost treaz. Eu nu știu cât de responsabil ați fost voi în casa de unde veniți. Să-l chem pe fratele John să-l întreb? Ai curaj? Să o chem pe sora să o întreb? Nu, fii liniștită. De astăzi înainte se termină cu somnul. Căsnicia voastră nu vă oferă doar privilegii, vă oferă și obligații. Tu trebuie să devii tata și soțul. Nu mai ești copilul, nu mai ești fiul, tu ești bărbatul în casă. Tu ești soțul de astăzi înainte, în locul lui tata. Și tu ești soție și în viitor mamă, în locul mamei. Voi astăzi ați trecut în locul lor în casa voastră. De aceea tot ce a făcut tata trebuie să faci tu. Tot ce a făcut mama trebuie să faci tu. S-a terminat cu somnul? Sus, pentru că avem treabă. În al treilea rând, și cel mai important, s-a terminat cu căutarea. Adam a căutat. Mergea prin grădină și spera că după tufișul următor o să o găsească pe cea pe care o căuta. A găsit el animale frumoase și a zis, parcă, dar nu e asta. Și tot a căutat, a umblat prin toată grădina, a găsit toate animalele, tuturor le-a dat nume, dar nu s-a potrivit nimic cum trebuie. Și tot căuta și căuta, dar într-o zi vine Dumnezeu și îi pune în față ceva unic. Și dintr-o dată Adam spune, în sfârșit, asta este. De atunci căutarea lui s-a încheiat. Atenție familii ale Domnului! Nu există pericol mai mare pentru un bărbat căsătorit sau pentru o femeie căsătorită decât să caute în continuare și să nu oprească căutarea aici. Voi să țineți minte, căutarea voastră s-a încheiat astăzi. Tu nu mai ai dreptul să cauți niciodată, omule. Ești de acord cu mine? Tu nu mai ai dreptul niciodată să cauți. Ești de acord? Căutarea voastră s-a terminat în momentul în care inimile voastre, în prezența lui Dumnezeu, s-au unit. Acum se confirmă oficial la altar căsnicia voastră. De astăzi înainte voi nu mai aveți limite în ceea ce privește intimitatea și legătura voastră. Tu ești al ei, iar tu ești al lui. Tu nu mai ești al tău. Ești o binecuvântare pentru ea și tu ești o binecuvântare pentru el. Însă nu trebuie să mai căutați niciodată. Indiferent dacă vreodată în viață diavolul îți va scoate în față o fată diferită de ea, poate blondă, poate diferită de ea, tu trebuie să ții minte, 23, luna noiembrie, anul 2003, dreptul tău de a căuta s-a încheiat. Noiembrie, 23, 2003, dreptul tău de a căuta s-a încheiat. Și acum îngăduiți-mă să mă întorc spre dumneavoastră. Oameni care alergați pe fața pământului pentru o bucată de pâine, nu este așa că deseori diavolul ne ispitește să continuăm căutarea? Chiar dacă citim Biblia, chiar dacă ne rugăm, chiar dacă venim la biserică, noi rămânem oameni și deseori suntem mai puțin decât atât. Te chem în această dimineață, om al lui Dumnezeu, să te oprești din a mai căuta dacă ești căsătorit. Să nu mai cauți nici cu privirea, nici cu mintea și mai ales nici cu inima. Să lași toate femeile de pe tera în pace, pentru că singura pe care ai dreptul să fii cu ea este soția ta. Bucură-te de ea, iubește-o, iartă-o, dar să ții minte, dincolo de ea, dreptul tău de a căuta s-a încheiat. Te rog, acceptă lucrul acesta. Acceptă lucrul acesta. Marea problemă a familiilor din societatea noastră este faptul că căutarea începe după o vreme. După un an, 2, 3, 5, 10, căutarea revine. Soția naște copii, poate îmbătrânește, poate arată diferit, poate mai are câțiva pounds în plus. Și dintr-o dată căutarea începe și diavolul așează tot felul de lucruri, te așează în tot felul de circumstanțe și îți oferă lucruri mai frumoase, mai tentante, mai proaspete. Ține minte dacă ești om. Căutarea ta s-a încheiat. Căutarea ta s-a încheiat. Căutarea voastră s-a încheiat astăzi. Țineți minte lucrul acesta. Căutarea voastră s-a încheiat. În ultimul rând pentru mine, în această dimineață, la nunta voastră, vreau să vă spun, fiți siguri că tot ceea ce faceți, faceți la porunca lui Dumnezeu.
Noi suntem români și avem cultura noastră din România. Cultură înseamnă suma obiceiurilor naționale. Noi suntem diferiți de scoțieni. În Scoția bărbații poartă fust. Totul este diferit de la o națiune la alta. Ei bine, obiceiurile naționale se numesc cultură. Noi am venit în America și ne-am așezat aici. Însă, dintr-o dată, ne trezim cu două culturi, a americanilor și a românilor. Între aceste două culturi, noi ce alegem? Îmi veți spune, noi alegem Biblia. Sigur că da, noi alegem Biblia. Care Biblie? Uitați-vă la felul în care ne comportăm și veți constata câtă Biblie alegem. Noi suntem foarte predispuși să rămânem la cultura noastră sau să sărim la cultura americană. Biblia n-are cultură. Biblia trece dincolo de cultură. Însă vă spun ceva, dragi miri. De astăzi înainte, tot timpul veți fi presați să faceți așa sau așa. Vă dau un sfat. Să faceți numai ce vă poruncește Dumnezeu. Vor vrea oamenii să vă pună acolo, vor vrea alții să vă pună dincolo, vor vrea unii să stați în picioare, vor vrea unii să vă așezați, să țineți minte. Tot ceea ce faceți voi, să faceți doar la porunca lui Dumnezeu. Să nu țineți cont nici de cum era odată, nici de cum va fi altă dată. Și să țineți cont ce vrea Dumnezeu de la voi astăzi. Priviți în cuvântul Domnului. Versetul 7. Oamenii aceia aveau obiceiurile lor. A venit Iisus care părea că are alte obiceiuri. Au venit musafiri din satele împrejurimi și cu alte obiceiuri. Și erau acolo oameni care aveau fiecare obiceiul lui. Dar dintr-o dată ajung în criză și Iisus vine și el și spune și el punctul lui de vedere. Și oamenii aceia care administrau nu mai fac nici ca ei, nici ca alții. Și fac doar cum poruncește Iisus Hristos. Credeți-mă că este atât de important, voi nu vă dați seama acum, este atât de important pentru viitorul vostru să vă hotărâți, să trăiți doar după voia lui Dumnezeu. Singura carte pe care a trimis-o Dumnezeu oamenilor este Biblia. Să țineți minte, niciun statut, nicio constituție, nicio semnătură, niciun imperiu, niciun sistem religios, dar absolut niciunul, indiferent cum se numește, nu este deasupra acestei cărți. Totul este dedesubt. Totul e făcut de oameni și poartă semnătura lor de imperfecțiune. Singura carte care vine de dincolo de lumea noastră este Biblia. Ea e perfectă pentru că a scris-o un Dumnezeu perfect. Tot ceea ce faceți în viața voastră, absolut tot ceea ce faceți, în lucrurile fierbinți, discutabile, contradictorii, dar și în lucrurile obișnuite, să faceți la porunca lui Dumnezeu. Să nu te duci în familie cu obiceiurile familiei tale. Pentru că și ea va veni cu obiceiurile familiei ei. Voi veniți din două familii diferite. La tine în casă, probabil că tata a ținut banii. La ea în casă, să presupunem că mama a ținut banii. Tu vei vrea să faci ca la tine acasă. Ea va vrea să facă ca la ea acasă. Și dintr-o dată vă veți întâlni cu două puncte de vedere. Cum veți face? Dintr-o dată vă veți întâlni doi oameni cu două obiceiuri, care de multe ori sunt împotrivă. Cum veți face? Care țipă mai tare? Care vorbește mai mult? Care e mai... Cum veți face? Voi trebuie să știți cum veți face. Altfel amânăm rugăciunea. Voi trebuie să știți cum trebuie să faceți. Ascultați-mă. Să faceți totul la porunca Domnului. Să faceți totul la porunca Domnului. Voi sunteți o generație nouă, proaspătă, nepătată. Voi aveți o perspectivă cerească și divină. Voi sunteți niște tineri cu inima curată. Să faceți totul doar la porunca lui Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Un lucru este clar. Voi aveți ambiții acum. Și veți vrea să realizați mult în viață. Probabil că priviți la oamenii, la businessmenii de succes din biserică și tu zici, eu vreau să fiu mai puternic decât ei. Probabil că tu privești la femeile din biserică care s-au realizat într-un anume fel și spui în mintea ta, eu vreau să le întrec pe toate. Nu-i rău? Însă ascultați-mă. Dacă tu vrei să realizezi mulți bani, știi cum se fac banii? Pierzând timp. În momentul în care vrei să pierzi prea mult timp, dintr-o dată nu vei mai avea timp pentru ea. Și dacă pentru ea nu mai ai timp, ai pierdut totul, oricâți bani ai câștigat. Ea are nevoie de tine, nu doar de banii tăi.
Ea are nevoie de tine, nu doar de banii tăi. Fă-ți timp pentru ea. Fă-ți timp pentru ea. Dacă nu ai, fă-ți. Ziua are 24 de ore și pentru tine. Și tu o organizezi, nu eu. Fă-ți timp pentru mireasa ta. Și mâine las-o să fie mireasă, chiar dacă nu va avea rochia de mireasă. Și peste 70 de ani, când va fi bunică, să o lași să fie mireasă. Să fie mireasa ta și prințesa ta și iubirea ta. Te rog să faci așa și tu să faci la fel cu el. Am să vă citesc ceva. Sunt rânduri scrise de prima doamnă a Americii, Barbara Bush. Ascultați ce a scris ea când era bunică. Ea le-a spus studenților de la una din universitățile din America. Eu știu că astăzi este la modă ca toate fetele să aibă o carieră strălucită în afara vieții de familie. Totuși, eu vreau să vă dau un sfat. Din partea unei femei care nu este doar soția președintelui Americii, ci este și mamă și bunică. Când veți îmbătrâni și când veți fi în pragul morții și veți privi cu regret înapoi, niciuna dintre voi nu va spune ce păcat că nu am încheiat și contractul ăla sau ăla. Ce păcat că nu am cumpărat și automobilul ăla. Ce păcat că nu am fost în poziția aia sau aia. Lucrurile pe care le veți regreta atunci vor fi faptul că nu ați petrecut mai mult timp împreună. Cu voi și cu copiii voștri. La o ultima analiză obiectivă. Acestea sunt singurele lucruri cu adevărat importante și pentru care merită să trăiești. Ar fi păcat să le sacrificați acum, din nebăgare de seamă, și să descoperiți adevărata valoare doar atunci, când va fi prea târziu. Nu trăiți doar pentru bani, ei sunt importanți, dar voi sunteți mai importanți decât bani. Nu trăiți doar pentru lumea materială, e important, dar ea, pentru tine și tu pentru ea, sunteți mai importanți. De aceea vă rog astăzi, declarați-vă că o să vă faceți timp unul pentru altul. Iar dacă unul dintre voi o să alunece de la angajament, celălalt, cu iubire, nu cu reproș, să nu vă reproșați niciodată, că asta conduce la ceartă, la conflict, cu iubire, să-i spui, mi-ai promis odată că o să-ți faci timp pentru mine, eu te accept și așa, dar să știi că nu-i frumos să nu te ții de cuvânt. Am nevoie de tine, nu doar de banii tăi. Dați-vă unul pe celălalt, celuilalt, mereu. Faceți-vă timp unul pentru altul. Și în încheiere, dragi oameni ai lui Dumnezeu, care probabil aveți riduri, care ați sărbătorit nunta de peste 20 sau de peste 50 de ani. Vă întreb în această seară, nu este așa că regretați că n-ați petrecut mai mult timp împreună? Nu este așa că regretați că n-ați petrecut mai mult timp cu copiii? Am muncit prea mult și unde e munca noastră? Vă chem în această zi la o revenire, la o aducere înapoi, să înțelegem că singurele lucruri pentru care se merită cu adevărat să trăiești sunt lucrurile pe care le poți lua dincolo. Nimic din ce am strâns în viața aceasta nu pot lua dincolo. Nici poziția de pastor senior la Betania, nici diploma mea de licențiat în teologie, nici orice altă poziție și diplomă și nici casa pe care o am, nici mașina pe care o am, nimic nu pot lua dincolo în lumea lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl pot lua este soția mea și sunt copiii mei. Iosua a știut asta, de aceea a spus, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Amin. Pentru că atunci când se va întoarce El, să ne ia pe toți și să ne ducă acolo. Dacă ai o soție dificilă sau un soț dificil, nu te da bătut și nu te opri. Ține minte, Iisus este cu tine, El are soluții pentru tine, fii sigur de asta, nu te opri. Luptă-te până la capăt, luptă-te până la capăt, suportă, iartă, iubește și ia-o de la început. Acesta este secretul pentru tine și pentru problema ta. Închei spunându-vă întâmplarea aceea pe care v-am mai spus-o cu un an în urmă. Când Titanicul s-a scufundat în apele Atlanticului, într-o dimineață de aprilie, cu multe zeci de ani în urmă, ofițerii care au avut responsabilitatea să permită femeilor și copiilor să urce în bărcile de salvare, erau stresați, speriați și disperați.
Și în barcă a venit să se urce o bătrână, o bătrână de 72 de ani. Însă de mână ținea pe bătrânul ei, care avea 74 de ani. Și a vrut să urce în barcă, însă de mână cu soțul ei. Însă ofițerul s-a răstit la ea și i-a spus: bărbații n-au voie! Și femeia i-a spus: este soțul meu, nu ne-a despărțit nimeni niciodată. De la 20 de ani suntem împreună, nu ne despărțiți chiar acum. Și ofițerul a țipat mai tare și a spus: nu puteți urca împreună! Și bătrâna s-a dat înapoi și a spus domnului ofițer: dacă nu mă lași cu el, atunci eu rămân cu el. A refuzat să se urce în barcă singură. S-a întors și a rămas pe vaporul care se înclina și care se ducea la fund. Istoria spune că a doua zi au fost găsiți înnecați, ținându-se de mână. Au început cu 52 de ani în urmă, ținându-se de mână. Au trecut prin cei 52 de ani grei, plini de tot felul de încercări și ispite, ținându-se de mână. Și în clipa grea a examenului, unde la mijloc era viața, nu doar un orgoliu, viața, ea nu i-a dat drumul niciodată. Au început de mână, au mers de mână și au încheiat ținându-se de mână. Ce mult îmi doresc să termin și eu așa. Ce mult îmi doresc să o pot iubi până la capăt, până la sfârșit. Cu toate provocările, ispitele și tentațiile pe care le am alături de toți ceilalți bărbați din lume. Ce onoare să pot iubi, ierta, accepta și oferi o nouă șansă și să o iau din nou de la început. Ce onoare! E onoarea pe care o am eu ca soț, ca tată, ca muritor. Vă chem astăzi ca pereche, ce vă uniți în numele lui Iisus Hristos, să fiți siguri. Într-o lume nesigură, cu Iisus puteți fi siguri. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.